Bună ziua, mă numesc Minerva Baciu și vreau să vă povestesc câteva aspecte din anii 80, de pe vremea lui Odiosu, cum îi spuneam noi. Și aș începe cu faptul că aveam foarte des, cum să le spunem, întuneric în casă, așa, și stăteam foarte des cu lumânări, afumam casele. Asta ar fi un aspect. Pene de curent non-stop erau. Când îi apuca, ne închideau lumina. Aveam foarte des lipsă de apă. Ca să avem apă, trebuia să cărăm de la niște cisterne care veneau, când credeau ei de cuvință, ne trimiteau câte o cisternă, stăteam la coadă, luam cu butoaiele, cu bidoanele și aveam o perioadă când ne spălam la lighean, nu mai aveam apă curentă. În perioada aia stăteam la etajul 7 și vă dați seama, urcam pe întuneric, scările n-aveau geamuri. Cam ăsta ar fi un aspect din cele urâte. Să vă mai spun și despre hrană. Deci aveam rații, ni se dădea rații pe persoană, câte un sfert de pâine sau o jumătate de pâine, ulei, zahăr, totul era raționalizat, iar dacă vroiai să-ți faci rost de ceva, smântână, cașcaval, ce știu eu, chestii mai sofisticate, trebuia să ai pile, relații, prieteni influenți și le făceai rost la alte prețuri, în alte condiții, mă rog. Da. Pe vremea aceea lucram în uzină. În uzine, noi socializam foarte mult și acolo aveam diferite cunoștințe care se ocupau de traficul ăsta, sau cum să-i spunem, transportul de cașcaval, de ne înscriam pe liste și venea colegul, prietenul, prietena și venea cu pachetelul și dădeam banul. Totul era pe sumână, absolut. Orice de genul ăsta era pe sumână. Nu puteai așa, dacă nu erai înscris pe listă, nu obțineai ceea ce îți doreai. Pe vremea aveam și un copilaș care era bebeluș și ca să fac rost de lapte, trebuia soțul meu să stea de la 4 dimineața la cozi interminabile și până la 6, când mergea la servicii, el, săracul, trebuia să-mi aducă lapte, că altfel nu puteam să hrănesc bebelușul. Vis-a-vis de... aveam de obicei carnea. Carnea era foarte, foarte, foarte greu de găsit. Tot așa, prin relații, prin pile. Pile, ce înseamnă pile? Adică aveai un prieten sau o cunoștință care cunoștința era la un alt nivel, se învârtea în alte alte anturaje și tot așa comandai și îți venea produsul ori la poarta uzinei, ori pur și simplu te întâlneai într-un loc ascuns ca să iei aceste produse pe care ți le doreai. De ficăței, de exemplu. Noi, ca să obținem ficăței, aveam un magazin cu mergi în oraș la turist, așa îi spuneau. La turist, acolo obțineam noi ficăței. Ce mai obțineam acolo? Tot felul de salamuri, salam de Sibiu, salamuri din astea sofisticate, salam de vară.
Ăsta nu era sofisticat, dar nu se găsea nici ăsta. Sau ce găsea era cu soia și tot felul de prostii prin el. Țalam de mistreț. Nu știu, erau multe produse care noi le luam de la turist. Și acolo eram chemați tot așa, cu pile, pe sumână, băgați prin spatele restaurantului și ni se dădeau produsele astea. Rațile, am foarte mulți prieteni pe vremea aia, socializam foarte mult. Ne întâlneam foarte des cu mulți prieteni care aveau alți prieteni, care erau un alt, se învârteau în alte anturaje, care erau mai sus decât instituția unde lucram eu, oficiul de calcul pe vremea aia. Deci erau mai înstăriți sau nu știu cum să... Aveau alt anturaj și atunci ei sau lucrau, aveau cunoștințe care lucrau direct în uzinele de cașcaval sau care produceau cașcavalul, care produceau carnea și o tranșau, tot felul de cunoștințe de genul ăsta. Altfel nu puteai să obții decât dacă era te învârteai între oamenii ăștia și îți procurai aceste produse sub forma asta. Altfel da, nu. Erau și produse de la țară? Da, aveam am uitat să vă spun că mai aveam niște cunoștințe care veneau de la țară, care aveau porci în gospodărie, porci, găini, oi, capre, deci aveam oameni care erau în legătură cu acești țărani și ei, în baza listei, tăiau, tranșau și ne aduceau cât ceream noi. Veneau de la țară cu produsele și ni le aduceau. Aveam și așa ceva. Și unde veneau? Veneau la uzină, de obicei. La uzină, pentru că acolo erau cunoștințele și de obicei aveam un loc într-o clădire unde ne duceam pe rând și ne luam marfa. Plăteam și ne luam marfa de la cei țărani. Eu obișnuiam să-mi iau găini întregi, să-mi iau o dată pe an, îmi luam un vițel, de exemplu, și mi-l tranșam și mi-l puneam în congelator. Asta ar fi una. Ca să gătesc, întotdeauna mă gospodăream în felul următor. Dintr-un pui făceam și șnițele, făceam și tocăniță, făceam și ciorbiță, și mai și puneam deoparte ca să am pentru încă o ciorbiță. Deci cam două ciorbe făceam, șnițele, fripturică, depinde în ce zi eram. Dar niciodată nu făceam tot puiul, deci totdeauna îl tranșam. Dacă luam vițel, îmi puneam în așa fel cărnița, în pungulițe, încât să am un an întreg, să nu trebuiască să mai cumpăr sau să cer sau... Și mâncam multe verdețuri de astea. Mergeam în piață și ne luam verdețuri mai mult. Salate și ce mai găseam, roșii și așa mai departe. Se găseau și alea greu, dar le găseam la țăranii care veneau în piață. Se descurcau ceilalți care nu aveau relații, le mai dădeam și noi de la noi, erau mulți prieteni care nu aveau pe nimeni și le dădeam noi, dar cei care nu aveau relații și care nu se zbăteau un pic să-și facă rost din rația care se dădea pe cap de locuitor la vremea aceea, nu te puteai descurca, adică erai muritor de foame. Nu te puteai descurca. De exemplu, o familie cu doi copii, clar, din fasole și cartofi nu ieșeau
drăguții, deci nu puteau să-și permită o cărniță, un salam, un cașcaval. Eu așa mă gândesc că numai cei care aveau relații puteau să-și permită. În magazine chiar nu se găsea nimic? Nu. În magazine nu găseai cașcaval, găseai salam de soia cu soia, de-astea, produse de-astea. Nici nu mai știu, că nu prea cumpăram. Pe vremea aceea, eu vă spun clar ce era. Era ulei de măsline, în niște cutii verzi, așa că pe rafturi cam asta era. Altceva nu vedeai pe rafturi. Făină, mălai și astea nu erau, că ți se dădeau la rație. Pâinea era la rație. Conservăraie de-asta... Dar nu știu cum să vă spun... Nu aveai încredere ce e în conservă și nu, de obicei nu se cumpărau. Iar noi nu prea cumpăram din magazin, că n-aveam ce. Da. Mi-aduc aminte, copiii noștri întotdeauna erau o mulțime de copii pe vremea aia și se jucau. Ori fotbal băieții, ori fetele jucau șotron, ori... jucau toți vați ascunselea. Foarte rar erau cei care aveau biciclete, se duceau cu bicicletele și așa. Iarna se duceau la patinoar, socializau foarte... Copiii erau foarte... mai mult pe afară decât... Ei nu stăteau la televizor. La televizor nici n-aveai ce să vezi pe vremea aia. La televizor, că nu li se dădea decât sâmbăta de la 1, parcă de la ora 1 la 1 jumate, le dădea ceva Disney, desene animate și atât. În rest, ei n-aveau la ce să se uite la televizor, că n-aveau la ce. Și atunci stăteau foarte mult afară și se jucau. Desenau pe trotuar, de exemplu, sau desenau pe... blocuri de desen. Ce mai mi-aduc eu aminte? Se jucau foarte mult. De-a prinselea, de-a... Cam pe la ce oră intrau în casă seara? După ora 8. După 8 seara, 8 jumate, 9, cam așa intrau în casă. Adică și atunci cu forțat așa îi băgam în casă. Pur și simplu, nu vreau să mai vină. Adică se înțelegeau așa de bine cu restul copiilor, cel puțin Bogdan, era minunat, minunat. În casă nu prea stăteau, telefoane nu, astea, televizor nu, afară la joacă, alergau toată ziua, minge, bicicletă, etc., role. Ce vreau să vă spun este că acești copii... erau fericiți cu atât, cu ce aveau ei atunci, erau niște copii foarte, foarte fericiți, veseli tot timpul, te puteai înțelege cu ei în orice situație, nu am avut probleme în zona asta, cu cum sunt probleme în ziua de astăzi cu copiii. Erau foarte fericiți așa cu cât aveau ei, cu cât li se oferea, nu cereau mai mult decât la școală la fel. Dacă aveau creionul, pixul, era suficient cât să învețe și să nu le trebuiau meditații și tot felul de cum e în ziua de astăzi. Dar pe partea cealaltă sufereau de... faptul că nu aveau un dulce când vroiau ei, un fruct când li se făcea de fructe și etc., mai multe alimente.